Biserica Domnului Iisus. Am bucuria să fiu cu dumneavoastră. The pastor and his wife. Cu un grup de frați și surori din Chicago. Together with a group of brothers and sisters from Chicago. Și împreună vă aducem salutări din partea Bisericii Betania și a celorlalte biserici. And together we greet you in the name of Betania Church and the other churches. Mulțumesc frumos fratelui pastor și comitetului bisericii pentru invitație. I especially thank the pastor and the committee of the church for this invitation. Suntem bucuroși să fim alături de acești tineri care se botează astăzi, alături de părinții lor care îi privesc cu emoție. We're happy to be this morning beside these young men and women and together with their families. Și vrem să-i felicităm în numele Domnului. And we want to congratulate them in the name of Christ. Nu am fost la dumneavoastră după ce ați terminat remodelarea sanctuarului, asta este prima oară și vreau să vă felicit pentru lucrarea aceasta extraordinar de frumoasă. I haven't been here since you remodeled the sanctuary and I want to congratulate you and bless you for this wonderful job that you have done. Vreau să-i mulțumesc și familiei Ungureanu pentru găzduire și prietenilor mei pentru prietenia cu care mă întâmpină întotdeauna când vin aici. I extend my thanks to the Ungureanu family, their hospitality, and every time I come here for their joy and welcome. Îmi exprim bucuria să-l revăd pe vechiul meu prieten, pe fratele Nicu Wagner, care a călătorit din Germania. I want to express my joy to see again brother Nicu Wagner from Germany. Și în încheierea acestei introduceri vreau să vă spun că mă bucur tare mult să vă revăd pe dumneavoastră toți în mijlocul acestui eveniment care înțeleg că este o mare sărbătoare pentru Biserica Betel. In closing my greetings to you, I'm so happy to be amongst you this morning for this joyful celebration that you have. Urmează să citim un pasaj din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, de pentru care vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. I kindly ask you to stand up because we will be reading a passage from Acts chapter 7. Citim începând cu versetul 26, celebrul pasaj potrivit pentru botez, Filip și famenul etiopian. We will be reading chapter 8, the famous passage for the baptism about Philip and the Ethiopian eunuch. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui citind pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celor ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreunaltul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul,
au dat peste o apă. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Pasajul acesta este unul foarte bine cunoscut pentru cititorii Scripturilor. Ea vorbește despre căutarea unui om care de data asta este ministru de finanțe al Etiopiei. El era un om care se învârtea în societatea înaltă a țării lui. Era un om bogat, inteligent și foarte realizat. Pentru societatea noastră materialistă, era omul ideal. Avea tot ceea ce își putea dori un om. Cu siguranță avea și el, ca toți oamenii, religia lui, religia națională. Dintr-o dată, aproape inexplicabil, în inima acestui om se naște un proiect ciudat. Să meargă până la Ierusalim și să se închine acolo Dumnezeului adevărat. Este ușor de înțeles că această acțiune a lui punea în inferioritate religia lui națională. Omul acesta a mers până la casa lui Dumnezeu ca să-l caute acolo. A luat de acolo cartea lui Dumnezeu din care a citit la întoarcere spre casă. Dumnezeu l-a văzut din cer. But God saw him from above. I-a văzut căutarea. He saw the seeking, the search. Și a trimis un înger la un predicator pe care îl chema Filip. And he sent an angel to a preacher by the name of Philip. Și Filip, trimis de îngerul lui Dumnezeu, s-a dus în pustie, fără să știe cu cine se va întâlni și ce va face acolo. And Philip, sent by the angel of God, went into the desert without knowing whom he has to meet and without knowing what would have happened there. Primul principiu pe care vreau să-l remarc în predica de astăzi este faptul că Dumnezeu mobilizează și îngeri și oameni ca să răspundă căutării sincere a omului de pe pământ. The first principle that I want to tell you today is the principle that God mobilizes men and angels so that he can achieve his purpose that he has for the earth. Dacă e cineva aici care îl caută pe Dumnezeu, să nu se sperie că Dumnezeu nu-i va răspunde. Trebuie doar să aștepți că Dumnezeu va trimite ceva, pe cineva, și îți va răspunde într-un fel care se potrivește nevoii pe care o ai. If there is someone here today that is seeking, that is searching for God, do not despair and don't be impatient, because there will be a time when God will send his angels and his people to deliver to you what you're looking for. Întorcându-se spre casă, ministrul acesta al Etiopiei, when he was coming back home, this minister of Ethiopia, a citit în cartea lui Dumnezeu pe care a luat-o de la casa lui Dumnezeu din Ierusalim. He was reading from God's book that he took from God's house from Jerusalem. L-a întâlnit pe omul lui Dumnezeu, Filip, care îl căuta. And he met the man of God, Philip, who was searching for this Ethiopian. Probabil pentru mai multe zile sau poate chiar săptămâni, Filip i-a explicat cuvântul până când ministrul de finanțe al Etiopiei s-a convertit și s-a botezat acolo în pustiu. Perhaps for a few days or for a few months, Philip explained and preached from the word of God to this Ethiopian until he fully understood the word of God.
Aceasta este întâmplarea acestui bărbat prezentată de Luca în cartea Faptele Apostolilor. This is the happening of this man which Apostle Luke presented to us in the book of Acts. Predica mea are rolul să surprindă câteva principii din acest pasaj. My sermon today has the role of presenting to you a couple of principles from this passage. Aceste principii sunt prezentate în primul rând pentru candidați. These principles are most important first of all for these candidates. În al doilea rând pentru persoanele neconvertite, prieteni ai candidaților și ai bisericii Betel care sunt acum prezenți aici. Secondly, these principles are for the ones that are not saved, the friends and the family and the invitees of the candidates that are getting baptized. Și nu în ultimul rând pentru biserica lui Dumnezeu. And lastly, but not lastly, to the ones of the church from here. Haideți să începem. Let's begin. Primul principiu. The first principle. Dovada credinței în Dumnezeu. The proof of your faith in God. Se vede atunci când mergi la biserică. It is visible when you go to the church. Omul acesta a crezut toată viața în Dumnezeu. This man believed his entire life in God. Dar la un moment dat s-a dus la casa lui Dumnezeu din Ierusalim. But at a certain time, moment in time, he went to the house of the Lord in Jerusalem. Și doar atunci a început întâmplarea, povestea mântuirii lui. And then and only then the story takes place, the story of his life meeting God. Nu crezi atunci când crezi. You don't believe when you believe. Crezi atunci când îți manifesti credința. You believe when the faith is manifested, is seen. Și prima manifestare a credinței în Dumnezeu e să-l vizitezi pe Dumnezeu acasă la el, and în casa lui. And the act of you believing and having faith in God is to visit him in his house, the house of God. Lumea este plină de oameni care cred. The world is full of people that believe. Dar nu ajung niciodată în casa lui Dumnezeu. But they never reach the house of the Lord. Sau dacă ajung la anumite sărbători care îi obligă, and if they reach the house of the Lord at certain holidays in the house of the Lord, ei nu folosesc casa lui Dumnezeu ca o întâlnire personală a lor cu Dumnezeu. They do not use the house of the Lord as a personal meeting with God. Eu nu merg la magazinul de mâncare de două ori în viață. I do not go to the food store twice in my life. Merg de două ori pe săptămână cel puțin. I go at least twice a week. Pentru că eu nu mănânc de două ori în viață. Because I do not eat only twice in my life. Eu mănânc în fiecare zi. I eat every day. După cum este o mâncare pentru trup, este și o mâncare pentru duh, as pentru suflet. As there is food for the body, there is food for the soul. Dovada credinței în Dumnezeu. The proof of your faith in God. Este să mergi la casa lui Dumnezeu, la it biserică. Is for you to go to the house of the Lord, to go to church. Din Etiopia până la Ierusalim, from pe pământ Ethiopia, cu mașina, erau 2729 de mile, spune Google. From Ethiopia to Jerusalem, if you were to take a car, there are 2739 miles. Cu toții știm unde e Seattle. We know where Seattle is. Și cu toții știm unde este Atlanta. And we know where Atlanta is. Atât de lungă a fost distanța dintre Addis Abeba, capitala Etiopiei, și Ierusalim, unde era templul lui Dumnezeu. About that long is the road between Addis Abeba, which is the capital of Ethiopia, and Jerusalem. Google spune că distanța asta pe jos o parcurgi în 39 de zile, 5 If săptămâni. You look on Google, how long does it take to walk by foot? Cine ar face o călătorie de 39 de zile doar ca să-l întâlnească pe Dumnezeu acasă la Dumnezeu în templu din Ierusalim? Who of you would do such a journey for 39 days to go just to meet the Lord in his house? Răspunsul este simplu. The answer is simple. Cine crede în existența lui Dumnezeu? Whomever believes in the existence of God. Și cine înțelege beneficiul prezent și etern al prieteniei cu Dumnezeu. And whomever understands the everlasting benefit of understanding the Lord and meeting the Lord. În orice perioadă a istoriei, Dumnezeu a avut o casă unde oamenii l-au căutat.
In all of the history periods, God had a house where people were seeking for him. Primul sanctuar a fost sanctuarul planetei Pământ. The first house of God was the planet Earth. Al doilea a fost cortul întâlnirii. The second one was the tent of meeting. Al treilea a fost templul lui Solomon. The third one was the temple of Solomon. Apoi sinagoga. And then the synagogue. Și astăzi este biserica. And today for you is the church. Noi folosim biserica cu două conotații, cu două înțelesuri, sensuri. We use the word church with two understandings, two meanings. Primul sens și singurul corect. The first and the only one that is correct. Este că biserica sunt oamenii. Is that the church are the people. Cărămizile vii. The bricks, the live bricks. Al doilea sens. The second meaning. Este clădirea. It is the building, the walls. Religiile istorice folosesc numele de biserică pentru clădire. The historical religions, they use the word church for the sanctuary. Biblia folosește cuvântul biserică doar pentru credincioșii care se întâlnesc. Când ei se întâlnesc, sunt numiți biserica lui Iisus Hristos. But the Bible only uses the word church for the faithful ones that are getting together to meet the Lord in his house. De ce este necesar să mergem la biserică? Why is it necessary for you to go to church? Cel puțin pentru două motive. At least two reasons. Primul. First, pentru propria mea ispășire, adică pentru iertarea păcatelor mele. Eu mă întâlnesc cu Dumnezeu și de fiecare dată eu îi mărturisesc lui Dumnezeu păcatele, slăbiciunile, alunecările pe care le-am comis împotriva sa în ultimul timp. First, for my own sake, when I go to church, I meet the Lord and he is the one that sanctifies me and forgives me of my bad deeds, of my bad attitude, of my bad acts. Al doilea motiv, eu vin în fața lui Dumnezeu nu doar să cer de la el iertare, I come in front of him not only to ask for forgiveness, ci pentru a-i oferi închinarea mea, but to offer him my praise. Eu nu comercializez prezența lui Dumnezeu doar cerând. I do not commercialize God's presence but only asking. Eu ofer lui Dumnezeu închinarea mea. But I offer the Lord my worship. Dumnezeu nu are nevoie de nimic din ce sunt, știu sau am eu, decât de scânteia sufletului meu care se închină în adorare în fața lui. The Lord needs nothing about what I am, what I have or what I need. The Lord needs the ashes, the sparkle that would be arising when I come to the house of the Lord. Închinarea este de două feluri. The worship is two kinds. E o închinare privată pe care eu o fac worship, în odăița acasă, which I do it in my own room, și aceea este indispensabilă. And that one is indispensable. Și este o a doua formă de închinare publică, a second one, pe care eu o fac în mijlocul fraților mei. A public worship that I do it amongst my brother and sisters. Nici una nu o elimină pe cealaltă. Neither one excludes the other. Sunt două jumătăți. They are two halves. Să vă întâlniți acasă cu Dumnezeu, first, în camera voastră. You meet the Lord home in your own room. Nu duminica. Not Sunday. Duminica veniți aici. Sunday you come here. În fiecare dimineață după ce v-ați trezit. Every morning after you wake up. Înainte să vă deschideți telefonul. Before you open your phone, să vă întâlniți cu Dumnezeu în mod privat. You must meet the Lord in a private, personal way. Și să-L iubiți pe Dumnezeu. And to love him, spunându-i prin cuvinte, prin sentimentele voastre, prin trăirile voastre, cine este El pentru voi. Telling him through your words, through your sentiments, through your deeds, who is he for you? Și de asemenea să vă închinați în casa lui Dumnezeu alături de familia voastră și de comunitatea Betel. And also to come to the house of the Lord to worship him together with your family, with your friends and with the brethren from Betel. Frecventarea casei lui Dumnezeu cultivă marile virtuți creștine. Coming to the house of the Lord cultivates in you the Christian virtues. Prima dintre ele este închinarea pe care tocmai am amintit-o. It is the worship that we spoke about earlier. A doua este manifestarea dragostei față de oameni. The second one is manifesting your love for your neighbor, for your. Ori de câte ori te întâlnești cu oamenii, riști ca ei să te supere sau să-i superi. Although every time you meet people, you risk for them to upset you and to. Relația te învață răbdarea. But the relationship teaches you patience. Eu nu excelez la capitolul răbdare. I do not
excel when I talk about pentru că timpul patience. Meu, tipul meu temperamental nu este bun pentru asta. Because my temper is not towards that conducive. Însă 41 de ani de căsătorie m-au ajutat să recuperez ceea ce zestrea mea genetică nu a pus în mine. But 41 years of marriage helped me recover and develop what the Lord has not placed in me initially. Căsătoria te pune într-o relație. The marriage puts you in a relationship. Soțul, soția și câțiva copii. Husband, wife and a few kids. Nu sunt persoane noi cu care ești foarte politicos și sunt tot ăia de 41 de ani. They are not new people with which you are polite. They are the ones that you met 41 years ago and been with 41 years. Nu există niciun loc pe fața pământului unde să cultive mai bine răbdarea decât acasă. There's no other place on the face of the earth that cultivates your patience than home. Adevărata pocăință este doar acasă. The true repentance, it is only home. La biserică citim în scriptură că fariseii foloseau ipocrizia. We read in scriptures that at church the Pharisees were hypocrites. Eu pot să fiu un pic ipocrit față de dumneavoastră că nu mă cunoașteți. I could be a little bit hypocrite towards you because you don't know me. Pot să mă dau puțin drept altul. Am Biblia la sub braț, sunt predicator, pastor la Betania. Dumneavoastră nu mă cunoașteți. I could pass as someone else. I'm a pastor at Betania. I have the scripture under my arm. You don't know me. Dumneavoastră nu mă cunoașteți pe mine. Dumneavoastră știți câte ceva despre mine. But you do not know me. You know a little bit about me. Este totuși o doamnă care mă cunoaște. But there is a lady that knows me well. Femeia cunoaște toate slăbiciunile și defectele mele. That woman knows all of my weaknesses and all of my shortcomings. Eu nu pot să fiu ipocrit cu ea, pentru că ea mă știe prea bine și își dă seama într-o secundă că sunt ipocrit. I cannot be a hypocrite with her because she knows in one second about me. I couldn't pretend to be someone else. Dacă undeva pocăința mea este autentică, este acasă când sunt cu soția mea și copiii mei. If somewhere my repentance is authentic, it is with my wife and my children. Dacă oamenii credincioși eșuează undeva în viața lor spirituală, eșuează acasă. If Christians fail somewhere in their path, they fail home. Aici ascultați pe toată lumea, e mai greu să vă ascultați părinții acasă. Here you listen to everyone, but it's so much harder to listen to your parents. Aici soții și soțiile vorbesc așa de frumos unul cu altul și cedează ieșirea deschizând ușa, dar nu știu dacă la fel fac acasă. Here it's so easy for spouses to give each other accordingly first entrance in the church or aici sunt toți cu Biblia în mână, nu știu unde e Biblia acasă. Here we all have the Bible in our hands, but where is the Bible at home? Credeți-mă că atât cât de pocăit e un om acasă, atât de pocăit e înaintea lui Dumnezeu. Believe me when I tell you that as much as someone is a Christian, a good one at home, it is as much as he is or she is in church. Aduceți-vă aminte că întotdeauna locurile religioase au cultivat ipocrizia. Remember please that everywhere there is a sanctuary it unfortunately cultivated hypocrisy. Farisei nu sunt la restaurant. The Pharisees are not at the restaurant. Farisei erau la templu. The Pharisees were at the temple. Acolo e locul lor. That's where their place was. Sper să nu mă înțelegeți greșit, doar dragostea mea față de dumneavoastră și față de Dumnezeu mă face să fiu sincer și să nu fi venit degeaba până aici. But my love for you and my love for God makes me be so honest and so truthful to you. For these things. Îți trebuie multă integritate și mult caracter ca să nu accepți metoda ipocriziei pentru a fi ce nu reușești, pentru a părea ce nu reușești să fii. You need so much truth and so much honesty so that you will not fall on the path of hypocrisy. Încă un lucru important este one more thing important. Părtășia sau comunicarea sau relațiile frățești pe care le practicăm la biserică. It is our fellowships or our communication. Together that we have a church. Online este insuficient. If you do it online, it is not sufficient. Online nu transmite părtășia. When you're online, there is no fellowship. Nu transmite scânteia, emoția aia pe care o ai când stai în biserică, când îți vezi frații, când îl vezi pe omul ăla plângând, când vezi o tânără, un tânăr că în timp ce alții se destrăbălează, vine în casa lui Dumnezeu și spune ceva. Online you do not have the sparkle, you do not have the feeling that you see when you are in the house of the Lord and you see someone crying and you see someone having a personal encounter with the Lord. Online nu transmite relația. Online does not transmit a relationship. Nu l-am mai văzut pe fratele Nicu de mult. I haven't seen brother Nicu for a long time. Am încercat un sentiment așa de profund de bucurie să-l revăd. I had a profound deep
happy sentiment in me when I saw him. M-am bucurat să-l revăd pe robul Domnului, pe fratele Nicu. I was so happy to see God's man, Brother Nicu. Pe fratele Pavel, pe toți ceilalți lucrători ai Domnului, pe prietenii mei. In the house of the Lord. Dacă aș fi în Chicago și m-aș uita în online, nu ar fi la fel. Online e sec. El transmite doar imagine. If I were online, I wouldn't have had the same feelings and encounters with you. If I was online, it would have been dry and so dry. Imagine și sunet. Images and sound. Iertarea, de asemenea, este că un lucru care se practică la biserică. Forgiveness is also another thing that we practice when we come to church. Uneori noi intrăm în conflict unii cu alții. Sometimes we encounter conflicts amongst us. Ăsta nu e cel mai mare rău care ni se întâmplă. But this is not the worst evil that happens. Cel mai mare to rău us. Care ni se întâmplă este că nu ne rezolvăm conflictele. The worst evil is that we do not resolve, we do not solve our conflicts. Aici Biblia are un principiu mare. This is where the Bible has a great principle. Cel care e mai tare să-l accepte și să-l înțeleagă pe cel care e mai slab. The one that is stronger should give up and should understand and give in to the one that is weaker. Unde este cel mai tare? Where should he be the strongest? Când cineva e mai tare, îl va îngădui pe cel care e mai slab. If someone is strongest, he will allow and give in to someone cel weaker. Cel mai slab e mai copilăros, el se plânge, el are pretenții. The weaker one cries and has expectations. Cum sunt copiii? As the children are. Cel mai tare este cum sunt părinții. Înțelege, rabdă, acceptă. The strongest one are the parents because they have patience, they accept, they overcome, they overlook. Putem acum la vârsta asta să ne imaginăm cât or fi suferit părinții noștri în copilăria noastră ca să ne crească. Can you imagine now how much your parents have suffered because of you to raise us and to peste grow câte us? Lucruri a trebuit ei să treacă ca să ne rămână părinți iubitori. How many things had they had to overcome so that we are here? Respectul față de slujitorii lui Dumnezeu de asemenea se învață atunci când mergi la templu. Also the respect for the men of cloth, for the men of God, you learn it when you go to the temple. Știți ce poziție avea femenul? Do you know what position the eunuch had? Ministru. He was a minister. Știți ce poziție avea predicatorul care a fost trimis la el? Do you know what position the preacher had who was sent to him? Robul Domnului. He was a slave. Robul of the Domnului. Lord. L-a scos bine fratele pastor. Brother pastor said well. Dar ministru l-a respectat pe acest om simplu. But the minister respected this simple man. Știți de ce l-a respectat? Do you know why he respected this simple man? Pentru ce avea în suflet când se ducea la templu. Because of what he had in his heart when he was going to the temple. Dacă acest om simplu, robul Domnului, s-ar fi dus la domnul ministru când stătea pe scaunul de ministru. If this simple man would have gone to the minister when he was in his ministerial chair. Probabil că nici nu l-ar fi băgat în seamă. Perhaps the minister wouldn't even look at the simple. Dar acum ministru nu mai era ministru, era un individ. But the minister now was not a minister any longer, but he was și just când s-a întâlnit cu Filip, nu s-a mai întâlnit cu un om simplu, s-a întâlnit cu un alt individ. And when Philip met this man, he didn't meet a simple man. Casa lui Dumnezeu ne face egali. The house of the Lord makes us equal. Dacă nu învățăm nici atâta lucru, ne cam pierdem vremea pe aici. If we don't learn this much, then it's futile for aroganța us nu și are locul, nici pentru că avem bani, nici că avem studii, nici că avem licențe. Arrogance has no place in the house of the Lord because you have a license, study, school or money. În Hristos, noi suntem la fel, la fel de egali. In Christ we're all equal, the same level. Vă mai aduceți aminte primul principiu? Do you remember the first principle? Dovada credinței the în Dumnezeu. Proof of your faith in God. Este să mergi la biserică. It is to go to church. Când stai acasă duminică dimineața, iartă-mă, dar nu dovedești că ai credință. When you sit down Sunday morning in your home, you do not prove that you have faith in God. Dovedești că ai confort, zeul zilelor noastre. You prove that you have comfort. Un confort fără sfârșit. An infinite comfort. Europa oferă design. Europe offers you design. America oferă confort. America offers you comfort. Uitați-vă câte locuri de cană de cafea există într-o mașină americană și uitați-vă că aproape sunt inexistente într-o mașină europeană. Look at the American cars, how many cup holders you have in the car, and compare that to the European cars which barely have any cup holders. Dumnezeul Americii
este confortul și pragmatismul. The God of America is comfort and pragmatism. Ca să nu se mai dea jos din mașină, au inventat drive-thru, dar nu de hărnicie. So that people won't get out of their cars, they invented drive-thru, but not because it's for the quick man. Dovada credinței în Dumnezeu este să-L întâlnești pe Dumnezeu în casa Lui. The proof of you meeting God is to come to the house of the Lord to meet Him there, met Him there. Băieți și fete, cine fumează odată va fuma de fiecare dată. Boys and girls, whomever smokes one time will smoke. Cine începe să nu mai vină la biserică va sfârși prin a nu mai veni la biserică. If you start not coming to church one time, you will end up by not coming. Dacă aveți principii, vă rog frumos să vi le practicați. If you have good principles, practice them. Dacă credeți în Dumnezeu, să-L întâlniți aici de fiecare dată. If you truly believe in God, come here to meet Him every single Fugiți time. Fugiți de ipocrizie. Run away from hypocrisy. Fiți realiști cu credința voastră. Be real with your faith. Treziți-vă și rugați-vă și apoi celelalte lucruri. Wake up first and pray, then everything else. Cum aveți nevoie de supă, aveți nevoie de rugăciune, e un fel de mâncare. As you need soup, one type of food, you need prayer. Cum aveți nevoie de felul 2 și dessert, aveți nevoie de studiu biblic sau de scriptură, aveți nevoie de post. Astea trei sunt indispensabile. As you need the second course and the dessert, you also need studying the word of God and worshiping, fellowshipping with the Lord. That those are indispensable. Principiul numărul 2. The second principle. Dovada că ai înțeles Biblia este să ceri botezul în apă. The proof that you understood the Bible is to ask for getting baptized. Să presupunem că ministrul etiopian avea 50 de ani. Let's suppose that the minister of Ethiopia had 50 years of age. Niciodată n-a cerut botezul în apă. He never asked for the water baptism. Când a înțeles scriptura și a dat peste un pic de apă, știți ce a spus? But when he understood the scriptures and saw a little bit of water, predicatorule, uite apa. Preacher, look at the water. Mă împiedică ceva să mă botez? Is there something that stops me from getting baptized? Ministrule, dar de ce doar acum îți trece prin minte să te botezi? Hey minister, why is it now that you want to get baptized? Simplu, pentru că acum am înțeles Biblia. Very simple, because now is the time I understood acum the Bible. Acum am înțeles ce se așteaptă Dumnezeu de now la mine. I understood what God expects of me. Asta nu e așteptarea lui mama. This is not my parents' expectation. E așteptarea lui Dumnezeu. But it's God's expectation. Și dacă am înțeles că Dumnezeu vrea de la mine asta, eu o să-L onorez pe Dumnezeu. And if I understood that He wants me to get baptized, this is how I'm going to honor Him by getting baptized. Oamenii care întârzie să se pocăiască este pentru că nu înțeleg Biblia. The people that delay getting baptized is because they do not understand the Bible. Și nu înțeleg pentru că noi nu ne întâlnim cu ei. Noi când ne întâlnim cu ei vorbim despre sport și politică. And when we meet them, we don't talk about the Bible with them. We talk about sports and politics. În loc să vorbim despre Isus. Instead of talking about El ne-a spus duceți-vă. He said, go. Duceți-vă și faceți ucenici. Go and make disciples. Din toate neamurile. From every nation. Și învățați-i să păzească, nu învățați-i. And teach them to safeguard. Teach them. Dovada înțelegerii Bibliei este atunci când cer botezul. Până atunci n-ai înțeles nimic. The proof that you understood the Bible is when you ask for getting baptized. Și închei spunând al treilea principiu fără să-l explic. And I close telling you the third principle without more explanation. Dovada mântuirii pe care ai primit-o este să te întorci acasă bucuros. The proof of being saved is to return home happy. Vă mai aduceți aminte ce spunea ultimul verset pe care l-am citit din Scriptură? Do you remember what the last verse from the Scripture that we read said? Versetul 39. Verse 39. Se întorcea acasă plin de bucurie. He was returning home full of joy. N-a pornit la drum plin de bucurie, a pornit plin de așteptări. He didn't go to Jerusalem full of joy. He went full of expectation. Dar la un moment dat a fost pus în situația să facă dovada credinței. But at a certain point in life he was put to the task of proving his faith. Și în conștiința lui a spus: Doamne, eu cred în tine, dar pentru că eu cred că tu ești, că existi, mă simt obligat să vin și să mă întâlnesc cu tine. Unde? La tine acasă. And because he had that in his mind, the faith, he put it to act. And he said, Lord, because I believe in you, I'm coming to meet you at your home. Datorită credinței venim aici. Because of faith we come here. Nu venim aici pentru bani. We don't come here for money. Nu venim aici să ne afișăm lucrurile pe care le-am cumpărat. We don't come here to
expose our earthly things. Nu venim aici pentru tradiții. We don't come here because of traditions. Venim aici pentru că noi credem în el. We come here because we believe. Noi credem că el este aici. We believe that he is here. De-abia îl încape locul ăsta. This place barely can hold him. Nu noi îl invităm pe el să vină aici, că nu noi suntem stăpânii casei, noi suntem musafirii. We are not the ones inviting him here because we're not the owners of this house. El este stăpânul casei. He is the owner of this house. El ne așteaptă pe noi aici. He is the one that waits for us when we get here. Nu trebuie să îl rugăm să vină, că atunci când noi venim aici, el este deja prezent. We don't have to implore him to come here. El este stăpânul acestei case. El e proprietarul, nu biserica Betel. He's the property owner of Church Betel. De aceea venim aici, că noi credem că îl întâlnim aici. That's why we come here because we believe we meet him. Credința noastră e o asumare. Our faith is an assumption. Noi ne asumăm că el este aici. We assume that he is here. Pentru că așa spune Biblia. Because that's what the Bible says. Și pentru noi Biblia este vocea lui Dumnezeu, e cuvântul lui Dumnezeu. And for us the Bible is the voice of God, it is the word of God. Nu venim aici să ne căutăm partener pentru căsătorie. We don't come here to seek someone to get married. Toate sunt necesare la vremea lor. They're all necessary at the time. Dar elementul principal ca o fundație este că noi credem în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Și eu fac dovada că cred atunci când vin aici. And I have the proof that I believe. E cea mai evidentă dovadă a credinței mele că vin să-l întâlnesc pe el aici, deși nu l-am văzut în viața mea. This is my proof that I believe in him. I come to meet him here although I have never. El n-are un corp material să se vadă cu ochiul meu. He doesn't have a material. El n-are un costum din 100% bumbac pentru ca să-l văd. 100% linen. El e invizibil pentru că e spirit. He's invisible because he is spiritul nu se vede. He's a spirit. You don't see a spirit. Spuneam că închei. Dovada înțelegerii Bibliei este botezul în apă, cel de-al doilea punct. Secondly, what I told you, the principle is that proof that I understood the Bible is asking to get baptized. Și dovada mântuirii este că trăiești plin de bucurie, indiferent de situațiile prin care treci. And proof that you are saved. You live with joys regardless of the situations that you go through. În fiecare zi vei avea un motiv să fii trist. You will have a reason to be upset and sad every single day of your life. Alege să nu fii. But choose not to be. Bucură-te. Be joyful. O să-ți pară rău când o să fii pe în ultimile clipe de viață că nu te-ai bucurat. When you live the last moments of your life, you will regret that you didn't rejoice when you were younger and you had a choice. În fiecare zi vei fi ispitit să vorbești urât, să simți urât, să trăiești urât. Every day you will be tempted to speak ugly, to do ugly and to be an ugly. Respinge treaba asta. But reject this. Pe marginea mormântului o să spară rău că ai trăit în păcat. On the side of your grave you will regret that you lived in sin. În fiecare zi ai motiv să te ceri cu soțul și cu soția. Every day you have a reason to argue with your wife or husband. Nu accepta provocarea asta. Do not accept this provocation. Este singura persoană pe care ai ales-o dintre 8 miliarde de muritori. It is the only person that you chose amongst 8 billion people. Nu privi tovarășul de viață prin prisma defectelor. Are 2, 3, 5, 10 ca toți muritori. Your partner of life through these objections. Privește soția, soțul prin prisma calităților care te-au determinat să te căsătorești cu el sau cu ea. Look at your wife or husband through the lenses of the things that you chose them to marry them when you chose. Atunci când ți se pare că te cicălește. When you think that he or she is talking too much to you. Vrea doar să te ajute, vrea doar să îți deschidă mintea. They just want to open your mind. Vrea doar să spună îngrijorarea ei, frica ei pentru că cineva te trădează, cineva te manipulează. She just wants to express her concern, her lack of safety, that someone is betraying. Atunci când ți se pare că e iresponsabil și nepăsător. When you think that he is irresponsible and patient. E doar felul bărbaților de a intra în cutia cu nimic pentru a-și pregăti proiectele de viitor. It is just the way men go into their boxes where they prepare the next project. Dacă puteți, renunțați la nevoia de a avea dreptate. If you can, give up your need to be right. Nu încercați să vă mai impuneți stricând atmosfera din casă. Stop trying to impose yourself by destroying the atmosphere in the singurul house. Motiv pentru care se ceartă oamenii este că vor să-și impună dreptatea lor. The only reason that people argue is because they want to be right. Singurul mod de a nu te certa e să renunți la nevoia de a avea dreptate. Ce faci cu dreptatea după ce o ai? The only way to alleviate this
situation is to give up your desire to be right. What are you going to do with the righteousness after that? Ar trebui să ne luptăm pentru armonia din casă, nu pentru dreptatea din casă. We should fight for the harmony in the house, not for the righteousness. Nu este așa că sunteți ispitiți să vă luptați cu părinții voștri dovedindu-le că aveți dreptate? Isn't it true that many times you're tempted to fight with your parents because you wanted to show them you're right and they're wrong? S-ar putea să fie foarte proaspătă în mintea cuiva dintre voi o ceartă pe care ați avut-o de curând pe subiectul ăsta. Perhaps you have it in your mind very fresh an occasion recently when you argued with your parents because you wanted to show you're right. Știi când vei constata prin experiență personală că mama și tati sau mami și tati sunt valoroși? Do you know when you will realize through your own experiences that mom and dad are invaluable? Când vei plânge pe marginea mormântului după ei. When you'll cry on the side of a grave because they go. Te rog frumos să începi să plângi de acum pentru ca ei să te vadă. I kindly ask you to start crying now so they could see you. Dar de fapt plânsul ăsta să fie respect. But this cry should be a respectful way to să fie ascultare. To be an obedience. Să fie ajutor. To be help. Să fie înțelegerea unei generații care a venit aici. To be the understanding of a generation that came here. Cu o plasă în mână, fără să știe limba engleză. With one bag and nothing else and no English whatsoever. Pentru ca voi să aveți ce aveți astăzi. So that today you have what you have. Știți că puteau să emigreze în Africa? Do you know that they could immigrate to Africa? Dar n-au ales Africa. But they didn't choose Africa. Pentru că nu era bine pentru voi. Because it wasn't good for you. Ar trebui să gândiți puțin. Think about it a little bit. Și să renunțați la nevoia de a vă impune dreptatea. And give up the need to show them you're right. Părinții voștri au cel puțin încă o dată vârsta voastră. Your parents at least have twice your age. Și atunci când voi sunteți deștepți, ei sunt cel puțin încă o dată mai deștepți. And when you think you're smart, they're twice as smart as you. Botezul acesta pe care îl faceți voi este un semn că voi credeți în prezența, în puterea lui Dumnezeu și că îi aparțineți lui Dumnezeu. This baptism that you do today, it is a proof that you believe in God and you want his presence in your life. Calitatea pocăinței voastre se vede acasă prin relația cu părinții voștri. But the quality of your repentance, you will see it at home in your relationship with your parents. Să nu cumva să te căsătorești cu cineva cu care nu și ascultă părinții, că nu te va asculta nici pe tine. Don't dare get married to someone who doesn't listen, obey their parents because they will not obey you either. Dumnezeu să vă binecuvinteze. May the Lord bless you. Amen. Amen. Amen.